Mai multe administrații din Valea Jiului întâmpină probleme în a implementa proiectele pe fonduri europene, scrie Gazeta de Dimineață. Deși au contracte de finanțare semnate, licitațiile sunt anulate. Și asta pentru că în timpul procedurii nu depune nimeni nicio ofertă. În orașul Petrila, spre exemplu, ar trebui construite 3 blocuri sociale, însă licitațiile au fost anulate pentru că proiectele de construcție de blocuri nu atrag oferte. Problema cea mai mare cu care se confruntă constructorii este lipsa forței calificate de muncă. Situația de la Petrila se regăsește și la Petroșani sau Lupeni. Pe lângă criza de personal, proiectele au fost întocmite în urmă cu mai mulți ani. De atunci, prețurile materialelor de construcție au crescut constant.